Bă, și ce să vă zic eu, nu mai ne dăm așa agresiv. Atât asta. Plâng copiii, nu mai dorm, fac ca toate alea, fac au. Băi, ce, suntem aici în junglă? Uiii! Așa e în capul meu acum. Uiii, canalul! Salutare, salutare și bine v-am găsit la un videoclip. Eu sunt Vlad, bă. Dacă mă mai țineți minte, dacă nu mă mai țineți minte, ce să facem, poate vă readuceți aminte. Astăzi filmăm pe un hornețel de 600 din 2003 și mergem să dăm și noi o turică, să mai vorbim, să mai discutăm, că nu ne-am mai auzit de mult. Asta e, cred că, a treia încercare de filmare, după care prin celelalte, cu celelalte am avut ceva probleme. Am eșuat cu camera, am eșuat cu microfonul. Odată am rămas fără memorie la cameră, ați văzut pe Instagram, cei care încă mă mai urmăriți. Am rămas fără baterie la microfon. În fine, chestii de-astea. Singurul lucru de care îmi cer scuze în avans, nu știu, sigur încă n-am ascultat o filmare cap-coadă, dar probabil să fie puțin zgomot de la casca aceasta, care este o cască super frumoasă de altfel. Este un Icon Variant Pro, dacă nu mă înșel, ediție Willy Pitt. Doar că, vedeți voi, eu n-am știut că o cască din asta atât de frumoasă face atât de mult zgomot. Având pe lateral două, nu știu dacă să le zic ventilații, două chestii așa mai multe estetice, nu închide foarte bine la ureche ermetic. Și vreau să vă zic că este prima cască care mie, pe drumuri din astea scurte, că eu nu prea am făcut drumuri lungi la viața mea, îmi dă, nu bătăi de cap, îmi dă mai mult bătăi de ureche. Pentru că simt urechea traumatizată. Nu știu dacă voi merge pe dupuri de urechi sau va trebui să-mi schimb casca. Cu toate că n-aș renunța la casca asta, e prea frumoasă. Prea frumoasă. S-ar fi văzut mult mai frumos dacă aveam și un GoPro aici montat pe oglindă, dar toate la timpul lor. Momentan încă filmez cu vechiul Xiaomi, care filmează decent, frumos. Singura problemă cu el e că nu mai are display pe spate și a trebuit să fac eu niște învârteli pe acolo pe card, să-l pornesc prin niște scripturi. Ce am, m-am făcut IT-ist în două codări. A trebuit să-i dau un restart, să pornesc Wi-Fi-ul, ca după aceea să modific calitatea filmării. Și acum pornește întotdeauna pe filmare Full HD 1060, 1080, că nici nu mai știu de când n-am mai filmat, 60 de frame-uri și pornește direct pe filmare, e ok. Ca și setup de microfon, de data asta avem un reportofon din ala de folosesc toți băieții ăștia mari, faimoși. Nu mai zicem că dacă ne țineam de treabă ajungeam și noi undeva mult mai departe cu canalul ăsta, dar cred că știți că, adică sper că vă aduceți aminte că n-a fost numai vina mea, am pierdut canalul atunci unui, în detrimentul unui hacker. Și am rămas fără canal. În fine, ultima oară, cred că dacă nu mă înșel, aveam 116.000 de abonați și creșteam așa, din oficiu, să zicem, adică nemai postând nimic. Nu știu dacă să zic că adunam 1.000 de abonați pe lună, dar undeva pe acolo. Având în vedere să nu postez nimic, e un randament bun. Bine, vorba vine că nu postam nimic. Aveam foarte multe videoclipuri în spate care funcționau. Acum hai să testăm și microfon. Loki, loki. Ce să mergi tare, că am și o gecuță cu glugă. Este perfectă. Deci ca un parașut în spate. A trecut vremea adolescenței, nu mai umblăm cu așa ceva după noi. Acum umblăm cu treburi serioase. Bă, și ce să vă zic eu, nu mai ne dăm așa agresiv.
exact asta. Deci dacă mulți dintre voi vă întrebați de ce Vlad nu mai face vloguri, uite de asta. Bă, deci când pornesc camera, sunt alt om. Mă transform, vorbesc, râd, mă mai distrez și eu un pic. Nu prea am echipament și mă mănâncă în cur și pe mine. Aici mă stătea poliția, dar e liber, tată. Și oricum nu prea am testat motocicleta asta de când am luat-o. Am luat-o anul trecut prin octombrie, noiembrie, cred. Și n-am făcut două drumuri cu ea. Decât așa, două drumuri scurte prin oraș cu ea, am băgat-o la Ernat. După aia n-am mai pornit. Anul ăsta, tot așa, vreo două drumuri scurte. Băi, eu sunt ca neomul, deci eu nu știu ce să zic, că nu sunt nici urs de la brun de vară, nu sunt nici urs polar, că nu-mi place nici frigul, nici căldura. Dacă e cald, nu suport echipamentul pe mine. Nu, tată, nu ieșim la plimbare, că transpir, e cald. Dacă e frig, nu, tată, e prea frig. Și de ce să ieșim noi pe frigul ăsta? Că e prea frig. Hai, noroc. Altceva, hai abusa, tată. Nu ca noi. Noi am răștini aici, cu hornetuțul. Cine se gândea că ajung eu pe la hornetuț? Hornetuțul ăsta e drăguț. Adică, pentru anul lui, nu prea e ce să-i cer mai mult de atât. Adică vorbim de o motocicletă deja de 20 de anișori. A trecut vârsta majoratului și am avut o perioadă la vânzare. Mă gândeam să o schimb, să trec la ceva mai mare, mă gândeam să nu mai iau. Mă știți voi că sunt foarte indecis în viață și mă plictisesc și repede. Și am avut câțiva oameni interesați, între care unii cu pretenții foarte mari. Ei, nu vreți să știți ce așteptări ai putea avea de la o motocicletă de 20 de ani. Motocicleta e ok, dar am avut niște probleme cu mecanici ăștia când am dus-o. Mi-au stricat rezervorul, aici mi-au făcut o îndoitură micuță și aici mi-au zgâriat-o și aici și aici și cred că și aici. Și în rest, mai are o carenă slabă pe spate, n-am apucat să o fac, este ruptă urechiușa aia. Bine, o parte e și vina mea că am avut urechea și dracu știe unde am pus-o. Am făcut eu ceva cu ea, dar am pus-o bine. Și acum trebuie să fac niște urechiușe la carenelele pe spate. E și pe partea cu toba. E ok, e ce trebuie. Avem o tobă dominator pe ea. Se aude decent, dar nu prea mă încântă. Să vă zic de ce. La turații joase sună ca un 2 cilindri, puțin grosuț așa, ceea ce nu prea mi se pare pretabil pentru un liniar de ăsta în 4 cilindri. Și la ture înalte se aude ok, adică nu-i problemă. Dar bă, parcă nu s-o obișnuit, mie îmi plac mult motocicletele în 2 cilindri. Sunt nebunit, sincer vă zic, dacă aș avea posibilitatea să-mi aleg dintr-o motocicletă în 2 cilindri și 4, dar să fie și pe statura mea așa puțin, aș alege 2 cilindri. E mult mai amuzant să conduci un 2 cilindri întotdeauna decât un 4 cilindri. Personal, nu știu. Adică noi nu vorbim aici de curse, de liniuțe, de chestii, drasele. Bă, vorbim așa de o plimbare, mai ne dăm puțin în bărci cum facem noi, cum suntem obișnuiți. Și cam atâta. Adică, o motocicletă de zi cu zi, chiar dacă eu conduc de două ori pe an. Mi-a plăcut foarte mult Kawasaki la R6N, de l-am avut cel portocaliu, portocal aia. Era super distractivă, dar n-aș avea cum să mă mai urc acum pe una din aia, pentru că sunt foarte mare. Și gras, să nu fim de aia așa, sunt și gras, dar sunt și mare. Avem și puțină masă musculară, suntem și grași, suntem de toate, adică suntem mâncați bine, ne priește viața, știi? Dar nu pot. Și pe hornetul ăsta am un videoclip pe TikTok postat cu el și